După o perioadă de acalmie în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 a fost extrem de redusă în Mehedinți, lucrurile par să se schimbe. Ultimele date arată o creștere a numărului cazurilor. Deocamdată aceasta nu este îngrijorătoare, după cum susțin autoritățile, care ne recomandă să rămânem prudenți și să respectăm în continuare măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Mehedințul a traversat o perioadă fără prea multe cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. După o vară relativ liniștită din acest punct de vedere, autoritățile au anunțat o ușoară creștere a numărului cazurilor. În prezent, rata de infectare este de 0,05 la 1000 de locuitori, cu 20 de persoane testate pozitiv, izolate la domiciliu, asimptomatice. Autoritățile spun că această creștere nu este îngrijorătoare și speră ca numărul celor care aleg să se vaccineze să sporească. În ultimele 24 de ore s-au vaccinat 147 de persoane. Prima administrare, ca și centre de vaccinare, 38 de doze, dintre care la stadionul municipal 20, centrul de vaccinare Vânju 4, centrul Strehaia 0, centrul Orșova 4, centrul de vaccinare Cerneț 10 doze. A doua administrare, aici vorbim de Pfizer sau AstraZeneca, dar doar Pfizer a fost, 23 de doze, dintre care 21 la stadionul municipal, Vânju Mare o doză, centrul Strehaia 0, centrul de vaccinare Orșova o doză, centrul de vaccinare Cerneț 0 doze. Severinenii spun că în continuare păstrează regulile de igienă și de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Până acum în Mehedinți s-au vaccinat 84.104 persoane. Vă este teamă de virus? Nu. Ce măsuri de prevenție luați dumneavoastră? Spălatul pe mâini, masca în primul rând, vaccinarea. Ce părere aveți despre vaccinare? M-am vaccinat și este tot ok. Sper să se vaccineze cât mai multă lume ca să fie mult mai bine pentru noi. Nu, sunt vaccinată. Ce părere aveți de vaccinare? Nu știu, fiecare are opțiunea lui. Deci nu... Nu sunt eu în măsură să spun că să-și facă sau să nu-și facă vaccin. Deci e opțiunea fiecăruia. Și ce măsuri de protecție respectați încă? Păi în spațiile închise masca, spălat pe mâini cât mai des și în rest mai nimic. Apropierea deschiderii noului an școlar a determinat autoritățile să ia măsuri pentru ca elevii să revină în bănci în condiții optime. Ministrul Educației a anunțat că școlile vor rămâne deschise până la pragul de infectare de 6 la 1000 de locuitori. Peste acest prag vor apărea o serie de condiții care nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie că vorbim de elevi de peste 12 ani, fie că vorbim de profesori, dar vor fi beneficii pentru elevii și profesorii vaccinați, a anunțat ministrul Sorin Câmpeanu. Purtarea măștii în interior va fi în continuare obligatorie pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani.